Bună ziua și bun venit la o nouă lecție de geografie. Începem cu recapitularea cunoștințelor. Care sunt cele două mișcări pe care le efectuează Pământul și le putem observa în două animații? În partea stângă este vorba de mișcarea de rotație în jurul propriei axe în aproximativ 24 de ore. În partea dreaptă, mișcarea de revoluție pe orbită în jurul Soarelui într-un an. Asociați imaginile de mai jos cu descrierea potrivită. Și avem instrumente de orientare în spațiul terestru. În imaginea din mijloc, mușchi pe scoarța copacilor. În imaginea din dreapta, da, mușchii sunt aceștia verzi. Steaua polară în imaginea din stânga. La ce ne folosesc acestea? Oriunde te-ai afla, în natură sau în oraș, trebuie să înveți să te orientezi. Într-o situație neprevăzută, pe acest aspect poate depinde siguranța ta. Astăzi discutăm despre orientarea în spațiul terestru. La finalul lecției, veți fi capabil să explicați ce presupune orientarea în spațiul terestru, să precizați cum putem ști cu exactitate unde ne aflăm, să enumerați și descrieți pe scurt mijloacele naturale și instrumentele moderne de orientare în spațiul terestru. Ce presupune orientarea în spațiul terestru? Presupune în primul rând stabilirea poziției geografice a locului în care te afli și a direcției pe care trebuie să o urmezi pentru a ajunge la destinația dorită. Cum putem ști cu exactitate unde ne aflăm? Pe glob sau pe hartă, poziția geografică se determină cu ajutorul coordonatelor geografice. Însă, pe teren, este nevoie de anumite repere care să te ajute să stabilești direcția punctelor cardinale. Instrumentul clasic de orientare în spațiul terestru este harta. Nu putem pleca fără ea la drum, fie că este vorba de o hartă clasică, fie că este vorba de o hartă digitală. Mijloacele naturale de orientare în spațiul terestru. Estul este indicat de direcția din care răsare soarele, iar vestul de direcția în care apune, în timp ce la amiază soarele va indica sudul. Haideți să vedem o posibilitate de orientare pe timpul zilei. Cu ajutorul unui ceas, dacă nu este înorat, orientezi limba ceasului care indică ora spre soare. Atunci linia care împarte unghiul făcut cu direcția orei 12 în două părți egale, numite și bisectoare în matematică, îmi va indica sudul. Un alt mijloc natural de orientare spațiul terestru, de această dată noaptea, este important să localizăm pe cer steaua polară, pentru că aceasta ne indică nordul. Și arată steaua polară pe cer noaptea, pe un cer senin, acolo unde linia imaginară coborâtă din steaua polară întâlnește orizontul sau suprafața terestră, este nord. Harta și busola sunt instrumente clasice de orientare în spațiul terestru care, în echipă, împreună, deși sunt mai greu de folosit decât instrumentele digitale, sunt cele mai sigure pentru că nu depind de semnal. Acul roșu al oricărei busole, acesta, da, pe care se trece și litera N de la nord, indică polul nord magnetic al Terei. Cărțile digitale sunt instrumente moderne de orientare în spațiul terestru, pot fi utilizate de pe telefoane și ceasuri inteligente, tablete, iar sistemele de navigație GPS, în limba engleză Global Positioning System, cu ajutorul sateliților, au devenit indispensabile în orice călătorie. Dezavantajul este că acesta depinde semnalul primit prin satelit. În finalul acestei lecții vă propun rezolvarea unei sarcini de lucru. Două exerciții. Precizează care sunt informațiile furnizate de
GPS, hartă clasică, busolă și steaua polară. Iar exercițiul al doilea elaborează un plan de măsuri care trebuie luate în cazul în care unul dintre membrii grupului din care faci parte se pierde în timpul unei excursii școlare. Vreau să-mi puneți răspunsurile în secțiunea de comentarii. De asemenea, aceste răspunsuri ar fi foarte bine să le trimiteți și profesorului vostru de geografie. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, pentru vizionare. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor care dau like, share și subscribe materialelor. Eu vă aștept în continuare pe canal, voi reveni și cu alte materiale, așa că vă doresc o zi bună și multă sănătate!